Am reușit să străbatem sute de mii de kilometri în spațiu, dar atunci când vine vorba de pământ, de-abia i-am zgâriat suprafața. Nucleul planetei noastre reprezintă un mister magnific plin cu secrete, însă astăzi o să aflăm ce zace acolo. Nucleul interior al Pământului este o bilă solidă, extrem de fierbinte, cu o rază de aproximativ 1220 de kilometri. Cu alte cuvinte, este doar cu 30% mai mic decât Luna. Dar dacă nu am fost niciodată acolo, cum am descoperit această informație? Ei bine, am învățat despre nucleu observând efectele gravitației asupra obiectelor de pe planeta noastră. De aici se estimează că masa Pământului este de 5,6 sextilioane de tone. Densitatea straturilor exterioare ale planetei noastre este mult mai mică decât densitatea nucleului. Oamenii de știință au dedus că majoritatea masei Pământului este localizată către centrul planetei. Se estimează că mai mult de 80% din nucleu conține unul dintre cele mai comune 10 elemente din galaxia noastră, fierul. Dar fierul de la suprafața Pământului este destul de limitat. Știu la ce vă gândiți, cum a ajuns acest element până la nucleu? Această întrebare are o explicație mai simplă decât v-ați aștepta. Elementul greu s-a împins literalmente pe sine însuși către centrul Pământului. Totuși, s-au făcut multe cercetări pentru a ne da seama cum și de ce se întâmplă acest fenomen. Majoritatea suprafeței terestre este compusă din roci numite silicați, prin care fierul topit trece cu dificultate. Pentru a înțelege mai bine, gândiți-vă la cât de greu trece apa printr-o suprafață unsuroasă. Dar în 2013, Wendy Mao, alături de echipa sa de cercetători de la Universitatea Stanford, a descoperit o posibilă soluție la cum s-a întâmplat asta. Ei au început un experiment pentru a vedea cum reacționează fierul și silicatul atunci când sunt expuși la o presiune extremă cum este cea din nucleul interior al planetei noastre. Pentru a supune cele două elemente la aceste condiții, cercetătorii au folosit ceea ce este cunoscut sub numele de celulă nicovală pentru diamant și au reușit. Presiunea exercitată a fost de 330 de gigapascali, care este de aproximativ 3,3 milioane de ori mai mare decât presiunea atmosferică de pe planeta noastră. În aceste condiții, fierul topit s-a strecurat încet prin rocile de silicat, iar cercetătorii au primit un răspuns. A fost nevoie de milioane de ani ca fierul să ajungă la centrul planetei, însă teoria lor a fost demonstrată chiar dacă totul s-a întâmplat cu viteza melcului. Ei bine, acum că ne-am dat seama cum s-a petrecut totul, de unde știm ce dimensiuni are nucleul? Aici intră în scenă seismologia. În timpul unui cutremur, undele de șoc sunt răspândite prin întreaga planetă, iar seismologii au studiat aceste vibrații și au încercat să citească reflexiile cutremului pe cealaltă parte a planetei. Este ca și cum Thor ar lovi o parte a planetei cu ciocanul său, iar seismologii ascultă de la capătul opus, dar aceste vibrații parcurg de asemenea diferite rute. Din cauza faptului că Pământul este compus din foarte multe elemente, vibrațiile ajung la capătul opus foarte distorsionate. Seismologia este un domeniu științific destul de vechi. Pe vremuri când vibrațiile aveau loc, oamenii de știință au observat că acestea reprezintă un fenomen ciudat. Aceste vibrații erau unde S sau unde secundare și atunci când trebuiau să apară pe cealaltă parte a planetei, au dispărut pur și simplu. La început, ei au crezut că echipamentul era defect și nu detecta vibrațiile, iar pe măsură ce știința a progresat, s-a dovedit că undele secundare puteau să treacă doar prin material solid și nu lichid. Deci, ceva topit era prezent în centrul Pământului care împiedica trecerea vibrațiilor prin el. Prin urmare, au început să caute mai amplu prin datele obținute până atunci. Au cartografiat drumul undelor seismice și au descoperit că de la aproximativ 3000 de kilometri adâncime, de la suprafața terestră, rocile s-au transformat în lichid. Dar există și un fapt interesant în această ecuație. Inga Lehmann a fost un seismolog danez care în anii 1930 a descoperit un nou tipar al undelor. La început am avut undele S care nu treceau prin lichid, dar apoi au fost descoperite undele P sau undele primare care puteau trece prin nucleu și astfel să fie înregistrate pe partea opusă a planetei.
Aici a intervenit Inga, care a propus teoria conform căreia nucleul are două straturi. Nucleul interior solid, care se află la aproximativ 6.000 de kilometri sub suprafața terestră, și nucleul extern topit, care se află la aproximativ 3.000 de kilometri sub picioarele noastre. Atunci când au fost inventate seismografele avansate, teoria lui Igna a fost confirmată, însă a durat 40 de ani. Deci, acum că am învățat în ce constă structura nucleului, hai să vorbim despre cât de cald este și de ce. Cred că este clar pentru toată lumea că nu putem pune un termometru acolo pentru a studia temperatura. Prin urmare, oamenii de știință au încercat să-și dea seama creând aceeași presiune zdrobitoare în laboratoarele lor. Din nou, în 2013, o echipă formată din cercetători francezi au venit cu cel mai precis număr pe care l-am primit de ani buni. Ei au supus fier pur la o presiune foarte mare, aproape la fel de mare ca cea a nucleului, pentru a concluziona că temperatura nucleului interior solid este de aproximativ 5230 de grade Celsius. În timp ce punctul de topire al fierului la suprafață este de 1540 de grade, în nucleu punctul său de topire crește până la 6000. Motivul pentru care acest punct de topire este atât de ridicat în nucleu se datorează presiunii enorme de acolo. De asemenea, alte elemente din interiorul nucleului pot provoca o diminuare a temperaturilor cu aproximativ 200 de grade Celsius, dar motivul pentru care nucleul interior rămâne solid este din cauza răcirii lente a nucleului exterior și a compresiei sale. Nucleul interior se rotește mai rapid decât Pământul, iar acest lucru este cauzat de activitatea termică din interiorul planetei noastre care creează magnetosfera. Căldura Pământului se disipă destul de greu, ceea ce este ciudat, dar vom ajunge imediat și la acest aspect. Sunt trei motive principale pentru care Pământul încă fierbe în interior. Primul este că nucleul a rămas fierbinte de când s-a format planeta noastră acum 4,5 miliarde de ani. Țineți minte acest număr pentru că până la sfârșitul videoclipului vom explica cum s-a întâmplat asta. Acea căldură nu s-a pierdut până în zilele noastre, de fapt, Pământul s-a răcit cu doar 100 de grade odată la un miliard de ani. Al doilea motiv este că nucleul generează căldură datorită ficțiunii materialelor dense care îl compun. Iar ultimul motiv pentru care încă este fierbinte se datorează descompunerii elementelor radioactive din compoziția sa. Deci, acum poate că vă întrebați de ce sunt toate aceste motive importante. Este simplu de intuit pentru că îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum afectează aceste caracteristici viteza vibrațiilor care trec prin nucleu. Vă mai amintiți undele P, cele primare despre care am vorbit mai devreme? Ei bine, ele călătoresc mai încet decât ar trebui atunci când trec prin nucleu. Acest lucru arată că trebuie să existe un alt element în compoziția nucleului pe care noi încă nu l-am descoperit. Nichelul este unul dintre ele, dar atunci când oamenii de știință au efectuat teste asupra acestui metal, undele P nu au încetinit la fel de mult cum o fac în nucleul Pământului. Prin urmare, au început să sape mai adânc, metaforic vorbind. În 2015 a fost efectuat un nou studiu în cadrul Universității Durham. S-a descoperit că 90% din tot sulful de pe Pământ se află în nucleul său, deci poate că acesta este elementul lipsă. În urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, Pământul s-a ciocnit cu un corp cosmic mare care a sfâșiat planeta la propriu și a dus la formarea Lunii. Acel incident a lăsat urme adânci care au dus studiile către o altă direcție. La momentul impactului, mantaua Pământului s-a topit, iar lichidul rezultat, bogat în sulf, s-a strecurat printre crăpături și a reformat nucleul planetei. O parte din acel lichid a fost probabil pierdut în spațiu, însă restul a fost atras în nucleu. Oamenii de știință de la Universitatea Durham au confirmat această teorie măsurând raportul izotopic al elementelor din mantaua Pământului și comparându-le cu valorile de la suprafața meteoriților. Dar din cauza numărului mare de elemente diferite din mantaua planetei, a fost destul de dificil pentru cercetători să ajungă la concluzii certe. Prin urmare, ei au venit cu o altă idee și anume să analizeze cuprul din scoarța și mantaua terestră pentru că, de obicei, acest element apare în aceleași condiții ca și sulful. Studiul a fost împărțit în trei etape efectuate în laboratoare diferite folosindu-se spectrometre de masă de ultimă generație.
Cercetătorii au descoperit că era o diferență minusculă între raporturile de cupru din mantaua planetei și monstrele de pe meteoriți. Acest lucru i-a făcut să confirme teoria conform căreia Pământul s-a ciocnit inițial cu un alt corp cosmic și cea mai mare parte din manta a fost împrăștiată în spațiul înconjurător. Prin urmare, cel puțin teoretic, acum știm că nucleul are în compoziția sa și sulf. Să sperăm că în curând vom fi capabili să descoperim și alte elemente din miezul Pământului. Deci, răspunsul final pentru întrebare este da, nucleul Pământului este mai fierbinte decât Soarele în sine. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!